bună, draga mea! Sunt Lunaala! Visătoare, născută pe 25 noiembrie, duci o viață interioară bogată, plină de fantezii sentimentale și idealuri nobile. Ești o combinație curioasă de minte filozofică, temperament artistic și spiritualitate mistică. O sursă profundă de înțelepciune este ascunsă în tine, poți fi înzestrată cu abilități telepatice și clarviziune, precum și imaginație vie. Ești un umanist născut, înțelegi perfect nevoile oamenilor. Spiritul misionarului te guvernează, prin urmare te străduiești cu toată puterea de a ajuta pe ceilalți să pornească pe calea atingerii unor valori superioare. Tu știi să economisești energia precum un maratonist, dar aceste lucruri nu înseamnă deloc că nu grăbești niciodată lucrurile, că nu le aduci mai aproape. Cu tot dinamismul și productivitatea ta, nu ești străină de unele restricții, ceea ce îți conferă o demnitate deosebită. Oricât de energică ai fi în activitatea ta de zi cu zi, la nivelul relațiilor interpersonale te distingi prin sensibilitate, gândire și ritm. Energia ta uriașă este complet străină de haos, deoarece cu toată puterea ta o emiți lin și uniform. Semnul tău zodiacal aparține constelației Săgetător. Semnul zodiacal Săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: amabilitate, indelicatețe, determinare. Ești o persoană veselă, cinstită și corectă, ai o sete mare de independență spirituală, iubești animalele cu pregădere câinii. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminuezi motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi în ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa ta de obiectivitate. Ai o imaginație vie. în copilărie a început să viseze în realitate. Odată cu vârsta, înveți să-ți controlezi visele. Poți avea abilități unice, clarviziune, telepatie, dar este ca o regulă să nu te grăbești să le dezvolți. Înțelegi nevoile umane, dar nu te străduiești pentru activități sociale care să-i ajute pe săraci. Însă, pentru a filosofa natura umanismului, nevoia acestui fenomen în societatea modernă, acest lucru este binevenit pentru tine. Preferi adesea să muncești și să fii singură, deși desigur, de-a lungul vieții porți o afecțiune pentru o altă personalitate puternică, de obicei părinte, soț, copil. Poți intra temporar în umbra acestei persoane, dar mai devreme sau mai târziu revii în lume pentru a-ți crea loc pe cont propriu. Relațiile armonioase, simbiotice, durează uneori ani întregi, dar din cauza decesului, divorțului sau a unei despărțiri neobișnuite de cei dragi, îți poți arăta neașteptat independența și poți începe să ceri recunoaștere de la ceilalți. Motivul închinării la una sau mai multe figuri romantice constă adesea în visele și fanteziile inerente încă la o vârstă fragedă. Nu este surprinzător faptul că admiri sincer personalități talentate care până la urmă, îți îndumnezeiesc cu adevărat succesul în viață. Te străduiești întotdeauna să obții cel mai mare succes în domeniul tău de activitate și, dacă nu reușești, poți avea disfuncții nervoase și depresie profundă. Un alt pericol este că muncind din greu și productiv, tu devii absolut indispensabilă pentru persoanele dependente de tine, așa că ți este greu să-ți schimbi stilul de viață sau să te pensionezi. Un fel de alternativă pentru muncă poate fi doar activitățile tale preferate în cercul familiei. În plus, cu vârsta vei prefera adesea o viață constând în contemplarea și însușirea cunoștințelor spirituale. De obicei pui perfecțiunea pe primul loc în cariera ta, pe al doilea loc puterea și pe al treilea banii. Tu vei lăsa în urmă o moștenire demnă, fie că este vorba de copii bine educați, de avere, de proprietate sau de o contribuție la artă sau știință. Deoarece ideile tale despre bine și rău sunt uneori prea ordonate, nu ar trebui să le impui ca valori altora. De asemenea, este important pentru tine să eviți rigiditatea excesivă și autoritarismul. Orice așteptări și speranțe pot complica viața ta, de aceea este în interesul tău să nu ți formezi o opinie fermă despre oameni și circumstanțe. Te distingi față de alții nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești interesantă, aventuroasă, sensibilă, curajoasă. Ești o persoană independentă, puternică. Nu accepți conducerea celorlalți. Trăiești după propriile reguli și nu depinzi de opiniile celorlalți. Ești creativă și polivalentă, îi captivezi cu ușurință pe ceilalți cu ideile tale și îi inspiri să le realizeze. Obișnuiești să fii lider în profesie și în relații. Nu tolerezi controlul și te străduiești pentru libertate. Cum afectează data de 25 noiembrie soarta ta? Ai o natură incredibil de scânteietoare. Ești foarte amabilă, uneori chiar prea mult în ciuda necazurilor vieții. Ești o prietenă foarte fidelă, în acest caz, vei ajuta întotdeauna. Abilitatea de empatiza cu ceilalți îi atrage pe toți cei jigniți și umiliți către tine. O responsabilitate născută te face un foarte bun angajat. Datorită trăsăturii tale distincte, autodisciplină, poți atinge mari înălțimi în știință. Nu dai niciodată drumul la acte eruptive. Nu te caracterizezi prin agilitate sau grabă. Înainte de a întreprinde ceva, vei analiza în detaliu toate opțiunile posibile. Patronajul constelației săgetător te ajută să nu pierzi stăpânirea de sine, ceea ce îți permite să iei întotdeauna o decizie corectă. Judecata eronată îți este străină, pentru că faci totul în mod semnificativ. Nu-ți place să-ți risipești energia sau a vorbi în gol în zadar. Prin urmare, nu poți fi atrasă în aventuri vagi sau dubioase. În ciuda reținerii, scrupulozității și unei anumite încetineli, ești extrem de activă. Poți fi ghidată de principiul mergi mai lent, dar continuă să mergi. Și este adevărat, Un astfel de ritm nefericit îți va permite să calculezi toate eșecurile posibile și să le eviți pe viitor. Această abordare a muncii îți permite să creezi cel mai favorabil mediu pentru dezvoltare și activități productive. Tu încerci să ții totul sub control. Nu ai niciodată circumstanțe de forță majoră, deoarece ești obișnuită cu organizarea. Pentru a obține succesul în muncă și un viitor prosper, trebuie să lucrezi singură încă din copilărie. Dacă vei face față dificultăților vieții, vei experimenta succes și prosperitate fără precedent. Ești incredibil de cinstită. Urăști minciuna, lingușeala și prefăcătoria. Dacă simți oameni cu două fețe simultan, eviți societatea lor. Îți stabilești întotdeauna obiective foarte înalte, nu tolerezi mediocritatea. Ești obișnuită cu faptul că realizările tale aduc beneficiul maxim pentru societate. Dorința ta sinceră este de a face lumea mult mai bună. Poți dedica cei mai buni ani de viață pentru atingerea acestui obiectiv. Îți place să fii și să demonstrezi calitate în orice. Poți crede că este mai bine încet, dar sigur, decât repede dar degeaba. Tu idolizezi geniul uman, încercând să obții performanțe ridicate peste tot. Nu ești egocentristă, te bucuri sincer de realizările celorlalți și le prețuiești extrem de mult, dar în același timp, cea mai grea pedapsă pentru tine este eșecul propriu sau prăbușirea speranței. În dezamăgirea ta, poți ajunge la disperare, va fi extrem de dificil să fii scoasă dintr-o astfel de stare. Nu-ți place agitația, simți confortul doar în singurătate, mai ales când vine vorba de muncă. Ambițiile și nevoile personale nu sunt relevante pentru tine, lucrezi în primul rând pentru bunăstarea și prosperitatea familiei tale. Dragoste și compatibilitate. În dragoste, ai o ofertă atât de mare de tandrețe încât partenerul tău nu poate împărtăși această mare de emoții. Ești foarte romantică și predispusă să te îndrăgostești fără speranță de un ideal. Dacă un bărbat în carne și oase nu-ți îndeplinește visele idealiste, poți fi complet devastată. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit. Sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chibzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești o visătoare incorrigibilă. Viața ta interioară este mult mai bogată decât cea socială. Ai tendința să idealizezi totul, să joci strategii fictive. Ai o mentalitate filozofică, talent artistic. Spiritualitatea ta se limitează la misticism, poți fi dependentă de necunoscut, interesată de teoriile aproape științifice și aproape religioase. Nu ești înclinată către un stil de viață agitat. Te simți mult mai confortabil singură cu tine însăți. În același timp, gândurile tale filozofice trebuie apreciate de cineva. Retragerea ta nu poate fi învinovățită, Chiar dacă ai un cerc social, acesta nu este prea larg. În activitatea profesională devii adesea maratonist. Mai mult, mai mare, mai puternic, asta este ceea ce contează pentru tine. Nu urmărește în niciun caz volumul material. Recompensa este doar un bonus frumos. Valoarea obținerii statutului pentru tine este mult mai mare decât averea materială. Pentru orientare, acest lucru este foarte convenabil, deoarece ești motivată imaterial. Sănătate și boli. Ești caracterizată de o atitudine extrem de stabilă și pozitivă față de viață. Tu poți suferi de propria blândețe. Dacă nu știi să spui nu, oamenii îți vor folosi abilitățile, energia, resursele psihologice și financiare. Tu însăți vei avea de suferit. Rezultatul poate fi epuizare nervoasă, încordare, depresie. Din punct de vedere fizic, punctul tău slab sunt organele senzoriale. Poți suferi de boli ale ochilor, organelor orele. Ar trebui să fii atentă la picioarele tale și foarte atentă la problemele cu circulația sângelui, în special cu vârsta, pot să apară varice. De asemenea, trebuie să acorzi mai mult atenție alimentației corespunzătoare, întrucât în funcție de circumstanțe, fie te supraalimentezi, fie nu mănânci deloc. Ți se recomandă mese regulate cu accent pe legumele proaspete, deși nevoia de proteine poate fi satisfăcută de produsele lactate și sau de carne, păsări de curte, pește. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură amabilă, persistentă, responsabilă, cu un caracter calm. În prima jumătate a vieții, copilăria și adolescența, sunt posibile dificultăți, greutăți și eșecuri. Însă, după ce vei fi depășită toate greutățile și obstacolele, vei putea cu ajutorul unui înalt patron, să creezi condiții de viață favorabile, înconjurându-te de lux și confort, vei putea să urci pe scara socială, să creezi o familie minunată. Sfaturi pentru tine. Pentru tine, recunoașterea este importantă, dar o diplomă, un trofeu, o medalie, nu pot fi schimbate cu bani, care sunt un mijloc de a-ți satisface nevoile de zi cu zi. Ar trebui să-ți amintești aceste lucruri atunci când ești de acord cu un alt proiect pentru statut. Fii independentă, evita atașamentele și fanteziile dureroase. Nu forța pe nimeni la nimic și încearcă să fii mai sociabilă.